La împumeniștii. De ce? El inițial o înjura pe Halep. Da? Vorbea, spunea de rău de ea, o bârfea în stilul lui, golănesc, așa. E, acum, în ultima vreme, nu mai e așa. Am văzut, pe lângă ea, da, bineînțeles, e alt Ilie, știi? Da, la un moment dat și-a dat și el seama că, bă, parcă tot mai bine e să fiu de latura asta, știi? Să nu mă duc cu aia, că da, eu nu-mi permit. Până la urmă, eu știi? Eu n-am argumente să fiu contra ei. În România... Cine e Ilie Năstase? E nimeni. Da, el dacă nu-i de partea celor... El se poate exprima? Nu. Poate să scrie? Nu. Poate să aibă un argument valabil la televizor? Nu. El ce poate să facă? Să te înjure, să te amenințe cu moartea, să te amenințe cu bătaia, să zică ceva de tine de genul că ești maimuță sau... ești un cretin sau ești un analfabet sau mai nu știu ce, astea sunt singurele lui argumente. Nu poate să vină să-mi explice de ce joacă, de ce nu joacă, care e problema cu mentalul, care că el nu le are pe astea, da? El a jucat tenis din instinct. Așa, deci numai un moment dat, ca să vă explic de ce n-a mai putut să fie de partea cealaltă. Dom'le, să o critique în continuare pe Halep, să spună de la începutul carierei, ei, bă, nu mi se pare o mare jucătoare, nu va fi niciodată o jucătoare, cum am spus eu, de exemplu, da? Dar eu am argumente de fiecare dată, pe care rezultatele le-au probat până acum într-o manieră de peste 90%. Da? Ilie Năstase n-a mai reușit, la un moment dat, în afară de înjurăturile alea de la început, că e o braznică, că e, nu știu, că e la el asta, e, da? Probabil că îi făcuse niște avansuri Ilie la un moment dat și asta, fată serioasă din punctul ăsta de vedere, i-o fi zis, du-te mă, prostule, sau ce știu cum i-o mai fi spus. Da? Și atunci Ilie a început să o înjure, că la el asta e toată discuția între un om, între un bărbat și o femeie, cam cum e la Gigi. După care, văzând că asta are rezultate, nu se aștepta, bineînțeles, Ilie să ajungă până acolo, a dat-o la cotită și acum e omul lui Simona. Până la urmă, uite, se spune despre Simona că ea și-a construit singură cariera pe banii părinților, cu sprijinul, mă rog, persoanelor particulare, că nimeni nu a ajutat-o să crească, mă refer la un club, la așa, e. Așa mai departe. Și uite ce se întâmplă într-o situație de genul ăsta. Într-adevăr, avem un sportiv care a muncit mult și a ajuns în vârf. Însă carențele, pentru că n-a fost sprijinită cum e normal să fi crescut într-o academie, sigur, care să ai sigur, exact. Toate cele, în primul rând, dau ceva aminte de perioada în care s-a accidentat aproape în fiecare săptămână. Da? Da. Se vede că a